Salutare dragi mei și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube Analza Tehnică BVB Chiar dacă este duminică Pentru toți, pentru mine În continuare lucrez și duminica da? Pentru ca voi să aveți o idee la ceea ce s-ar putea întâmpla mâine Pe Bursa de Valori în București Înainte de a începe acest video În primul și în primul rând Vreau să-i mulțumesc lui Marius Cristian, pentru susținerea uh, care a dat dovadă uh, pe acest canal folosind acest buton uh, mulțumire, da, și a cumpărat o super mulțumire care să susțină direct canalul meu de YouTube, Analiza Tehnică BVB, da, 15 lire sterine. Mulțumesc frumos, Marian, uh, Marius, pardon, scuze, Marian, m-am ma, întrebat cu Marian, doamne, scuzați, Marius Cristian, am un prieten, Marian, care vorbise cu el și document. De și, deci, încă o Marius Cristian, mulțumesc din suflet pentru uh, gestul tău minunat de a susține acest canal, așa cum YouTube-ul văd că ne-a dorit nouă creatorilor de conținut pe intermediul acestui buton mulțumire. O altă uh, mică, o noutate, dacă aș putea spune, am cumpărat un microfon mai performant da? și aș dori să-mi spuneți dacă acum sunteți mai mulțumiți decât de obicei. Da? Din nefericire, cumva, nu prea respect întru totul pentru că eu pe acest birou care l-am, am două monitoare și în mod normal el trebuie să vină cumva să fie capul meu sau gura mea să vină direct. Eu sunt în lateral și cumva vorbesc cumva padul în capul meu este direcția în față, dar oricum sper să se audă mult mai clar, mult mai bine decât de obicei. Bun, BVB-ul nostru vineri, puțin pe roșu, evoluție oarecum negativă, dar nu desperiat. Nu mai intrăm în fundamental, asta puteți să o faceți voi. Haideți să vedem ce, mi-a spus, ce mi-a scris. Alex, bravo, faci o treabă foarte bună, te susținem în ceea ce faci pentru noi, cu drag Alex. Gheorghe, vă mulțumesc pentru analiza domnul Radu. Mă numesc Răducu, chiar așa scrie și pe certificatul de botez de când aveam o zi. Da? Ați ghicit, sunt de modă veche. Mi-am dat seama după, după companiere care m-a spus să analizez în video anterior. Alex altă mulțumesc frumos pentru analiză. Ce zici? Să așteptăm un semnal de lung? a când zici să așteptăm un semnal de lung la ce te referi? Sunt multe exemple practic de analiză tehnică și de schimbare a trendului. O să am în vedere și am deja în vedere să fac niște cursuri de la zero până la avansat și acolo o să dau foarte multe exemple de semnal de intrare în piață, când anume, unde anume să ne uităm când piața se va schimba, va întoarce. Am în vedere astfel de cursuri și lucrez deja la ele, deja cam două sunt aproape finalizate, dar totul la momentul potrivit. Eu nu ți mulțumesc frumos, Răducu, pentru analize foarte folositoare. Vă urmăresc cu interes o zi cât mai plăcută. Doamne, asta la fel și ție, Ionuț. Florin, vă mulțumesc pentru analize. Liana, mulțumim pentru analize. Te o actualizare la Ever, dacă se poate. Mulțumesc. Cu plăcere. Oricând, cu drag. O secundă să-mi prins și eu lumina. Iată că America nu se desminte, s-a dus pe direcția mea, așa că vom lungi și noi aul cât mai sus. Da? Mă aștept oricând la o corecție și apoi din nou la o continuare acestui trend care a început undeva în septembrie. Uh, ever Evergentul SIF2 fostul SIF2 unde ești Evergent pe aici pe undeva e aici la mine în bacă cum să nu știu. Mergem pe graficul daily. Să-mi dau seama despre ce este vorba. 3, 4, 5, AB. Păi se vede foarte ușor. Am și dat, cred că și ultima dată când am făcut analiza, am dat direcție de lung. Se pare că prețul mea, urmat în tocmai analiza mea, A, B, C. Ori am pus să rotat să îmi pun, dar oricum am dat direcția și nu mai contează. Schimbăm culoarea. Punem indigo. Da? Deci mă aștept ca în săptămâna viitoare Evergentul să coboare. Da? Să schimbe trendul care a început undeva pe 10 iunie și a crescut destul de frumușel, 23%, deci mă aștept pe uh, fostul SIF 2, da? Evergent Investment, probabil, sau ceva de genul acesta, nu tranzacționez SIF-urile și uh, cam așa aș vedea evoluția prețului, nu vă sfătuiți să intrați în piață, el poate să mai crească o zi, două, finalizează, dar eu în continuare, eu aș vedea o coborâre a prețului. Bun. Daniel, mulțumesc, vă duc sănătate și împliniri, Doamne ajută. Alex, un update la AG. Te rog. Hai să mergem la AG, Agroland. Hai să vedem ce s-a mai întâmplat de atunci, o secundă să măresc uh, pentru voi cifrele, prețul, da, să mă gândesc cum am făcut aici, 20, da, pe ce să vedem aici decât că așteptăm o finalizare a trendului care este posibil, ia să mergem mai pe o oră, E, eh, mare lucru nu prea avem. Posibil să avem acest scenariu 3, 4, 5. O secundă, că acesta este mai mare. Ia să vedem ce avem noi aici. Sub punem mai mare. Minuet, ăsta trebuie să fie și mai mare. Ok. Deocamdată, aș vedea o creștere săptămâna viitoare, dar să vedem dacă este uh, adevărata creștere sau nu. Pentru că este posibil ca acest subval 3 <sus> să fie de fapt ceva de acest gen: 1, 2, 3, 4, 5. Aici punem 3-ul, o secundă. O secundă, da, așa. Punem 3, 4, 5. De-abia aici să fină valul 5. De ce am 2 de 5? O secundă. 3, 4, 5. Chiar de ce apar de două ori? A, ah, este același cu acesta. schimbăm noi culoarea punem de la așa, da? Ăsta vine sub. Acum gata. Acum este perfect. Ori, ori. Avem aceste două scenarii. Să vedem <gri> uh, care din ele, dar oricum prețul va mai crește fie în valul 4, fie de aici vom urca. Vom vedea ceva de acest gen și ne vom da în seama care din scenariu, pe măsură ce prețul fie va face, va urca, da? Și fie va coborâ de aici, fie de aici va uh, urca. <coughs> și atunci ne dăm seama care din cele două scenarii sunt valide. Dragos, mulțumesc, la Mi mulțumesc și eu. Viorel, am urgăminte să aruncăm un uec pe următoarele grafice. AG, tocmai l-am făcut, BRK și Teraplast. Așa. Hai să mergem la BRK. Aici ne uităm. B, 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 b. BRK. Merg pe daily să-mi dau seama. a, BRK în continuare. Opa. O secundă. Ștergem. Se vede clar, brk este în continuare uh, în trend descendent. Deocamdată se pare să vedem. Nu avem nici cel mai mic semnal de long. Eu pentru uh, traderi, cei care vor intre am dat un semnal de intrare mai agresiv la spargerea acestei linii de trend. Pentru conservatori am dat o intrare să vă puneți un buy stop. La 0, 0173, deocamdată, nimic nou sub soare pe BRK. În orice moment, așteptăm o creștere și, evident, o spargere pe graficul daily și acea lumânare să închidă sau candela zilei să închidă peste linia de tren. Deocamdată, nu avem. Nici cel mai mic semnal, așa că nu putem decât să așteptăm uh, o, uh, un reversal, o întoarcere. Bun, mergem din nou. Ah, Teraplast! Observație, evoluție mixtă, verde-roșul, verde-roșul, verde, mai mult, ca mixt și negru. Așa am spus Teraplast. T -t 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 mai jos 1.68 wow ia uite că analiza mea a fost corectă se pare că valul 5 s-a mă rog, sub valul 5 din valul C, din valul Z s-a finalizat, am dat semnal de long în această zonă pentru trader agresiv ia să vedem da, se vede clar că prețul A, ia să ștergem pe aceasta, se vede clar, clar, clar. Ia uite ce semnal frumos de long a dat și acest pattern pe graficul de H4. Ia uite ce frumos pin bar. Semnal de long aspart spart linia de trend cu gap. Teraplastul și-a luat Avântul pentru cei care au pierdut itrarea, iată deja acum cine a cumpărat la uh, sfatul meu da, aici la 0558. Deja acum este pe profit. Pentru cei care au pierdut trenul foarte bine, poate să aștepte să facă un reversal și apoi să urce, să întoarcă, face o corecție și din nou prețul va urca. Da? Ia uite ce frumos a fost intrarea care am dat-o. Iar pentru cei foarte, foarte conservatori, din nou, repet, prețul cred că va urca până aici, va întoarce și din nou aici se poate cumpăra, intra masiv la cumpărare, căci uh, șansele ca prețul să crească sunt foarte mari. Deci mă bucur că uh, am analizat corect și această companie, prețul a mers exact cum am spus. Bun, ce mai avem când, urgă, când urcă acțiunea BVB? Când vrea ea, dragul meu, US Trade, nu când vrea eu sau când vrei tu. Și absolut nimeni nu poate să spună cine anume decât dacă aș avea un miliard de, nu știu ce vrei tu, și aș intra atunci când intru, vrea mușchiul meu să bag miliardul în BVB, atunci va crește și el și aș rade tot uh, bidul, da? Pardon, tot ascu, dacă cumpăr, cumpăr din ASC, corect. Hai să ne uităm la... Nu răz, nu știe nimeni așa ceva, eu pot în ce mai rocaz să spun dacă e bine să intri sau nu. Uh, cera B, BVB, nu? Da, corect. <sus> 0,64 pe minus, nu prea. ops. Deci tu ai spus când nu urcam, înțeles bine. Dacă intrăm din noi ca să mă oprim, că am înțeles bine. Cât, a, cât urcă, nu când, cât urcă. Păi se pare că are de urcat foarte, foarte mult. Zic eu, un prim target ar fi aici la... secundă. Aici la 34,5, undeva... 34. În jur de 34 de ron, eu mă aștept ca prețul să uh, se oprească din creștere Stați da o secundă că de fapt cred că acesta este 5, 3, 4, corect. Așa da. 3, 4, 5. 5 ăsta vine în dreapta sus. Gata. Cam așa aș vedea BVB-ul pentru, acest, BVB pentru acest an. Da? Până la sfârșitul anului. Deci undeva va sub valul 3 din marele val 3 se va finaliza, zic eu, în jur de 34,4 sau mai bine spus, acesta este un prim target. Apoi va face o corecție pentru că cei care au cumpărat de la 27 de ron va avea în 26%, mă rog, 27% profit, vor marca o parte din profit sau poate chiar totul, prețul va face o corecție și de aici cumva va urca. Haideți să vă și leg, să vă arăt. De el rămâne așa. Da? Cam așa. Deci, cu alte cuvinte, și săptămâna viitoare pe BVB, cu micile corecții de rigoare, da? Prețul va urca, zic eu, până în această zonă. Bun. Foarte frumos se vede ABC-ul, finalizarea valului 2 și am, un, am urcat și am intrat spre valul 3, care un prim target ar fi tocmai aici. Deci cu alte cuvinte, cam așa aș vedea și ce îl vom pune aici. Dăm acum un zoom in ca să vedeți în mare la ce mă refer. Deci practic trendul a început pe 11 martie 2020 Zic eu că s-a finalizat această corecție undeva în 15 martie anul acesta, și cumva de aici, cred că ăsta vine aici, și mai mare. Cam așa ar fi ordinea valurilor, da? Și de aici o mare, mare cădere către valul C, dar probabil că la anul. Da, sper că s-a înțeles scenariul pe care eu îl văd pe, BR, pe BVB, pardon. cât urcă cam atât. Bun. Se pare că azi a fost o zi mai pentru mine ca duminica, dar nu vă las deja cât am 18 minute, hai să mai luăm câteva. Nu vă las eu doar o 3-4 acțiuni. America, Germania, Aerostar, Bacău, tot am analizat Bacăul, iată că posibil cavalul valul 4 să se finalizeze aici și hai să punem ceva de genul acesta, eu așa aș vedea Aerostarul, mulți dintre voi m-ați întrebat de Aerostar, deci, pe aerostar cam așa aș vedea eu evoluția. În acest an, încă suntem într-un range. Valul 4 de origă este un val uh, lateral, un val colectiv care mănâncă foarte mult timp și ne pune răbdarea la încercare. Tradelor, indiferent pe ce piață ești, fie că ești pe Forex, pe Crypto, pe BBB sau pe piața americană, pe orice timeframe, valul 4 rămâne cel mai. Uh, mă rog hai să vedem și complexia po poate lua forme simple sau complexe, dar nu intrăm acum în detalii tehnice ia să vedem ce mai avem noi pe aici, mai important așa uite indicele bet, zic eu că este foarte important da Opa, nu știu ce cu această dereglare Vine A, A, B, C, punem B-ul aici, C-ul aici. Foarte frumos, analiza tehnică a funcționat. Nu știu ce caut această săgeată. Deci, din punctul meu de vedere, suntem în, în valul 4 și urcăm spre 5 sau valul 4 s-a finalizat și urcăm spre 5. Avem acest scenariu în care prețul va mai coborî dar cum va observați acest 3, deci cumva la finalizarea valului 3. Eu cred că vă ametez prea mult cu cu valurile astea, mai degrabă fac să sæjets și nu vreau să vă pierd pe drum. <laughs> deci am nevoie ca acest swing pe graficul daily să se finalizeze, da, și de aici prețul să urce și iată că vă arăt și scenariul meu pentru acest an pe indicele uh, bet Evident că din punct de vedere tehnic, habar n-am ce va fi în această toamnă, lucrurile nu uh, sunt deloc pozitive, dar deja am observat și lumea în toată uh, Europa este în stradă din cauza uh, prețurilor foarte mari la curent, la gaz, gaza restricțiilor, da, ne nu mai face reclamă la carne, ci o să ne bage gândaci și vermi în pâine și în produse de patiserie. Deja am și văzut undeva pe net <gângh> un restaurant care vinde mâncare cu gândaci. Numai că nu și-a nimerit țara. Noi n-am mâncat niciodată, nu suntem ca italienii, da? Să mâncăm melci și ce mai mâncăm aia pe acolo, scoici și alte chestii. Dar nu știu ce va fi din punct de vedere tehnic. Eu am în vedere atât timp cât prețul nu îmi trece. Hai să șterg această chestie. Atât timp cât prețul nu îmi trece de această zonă. De la cât o fi 10.700. Hai să să un rotund. dar Am în vedere acest scenar. Indiferent ce formă va lua ce pattern corectiv simplu sau complex, atât timp cât el prețul îmi stă peste această zonă, eu sunt încrezător că el va urca. Vom vedea. Ia să merg pe graficul daily. Wow, ce analiză am făcut, cred că aceeași. Ba da, am crezut că am făcut ceva mai și mai. Uite că deja aici aveam aveam uh, analiza cu ABC-ul. Chiar și înșiuram de ce nu am pus-o, dar aul totul stă aici. Aici am două săgeți, a una trasată, n am intrat pe graficul H4. Bun. Cam așa, uite că am și dat un target. Trebuia să intru pe H4, trebuie am dat și dat target pentru finalizarea valului C din valul 2. Haideți să vedem dacă prețul va ajunge aici și evident, cel mai important, reacția prețului la această zonă dacă va ajunge. Va fi obstacol destul de greu de trecut această zonă. Să vedem dacă va ajunge sau nu. Dacă va crește, este minunat. Așteptăm un semnal concret că trendul descendent, da? de început de la 13.000 dar în această zonă s-a finalizat în această zonă. Așteptăm un semnal clar de lung și vom vedea dacă prețul va urca. Mai analizăm săptămâna viitoare, probabil marți, miercuri, joi, să vedem cât mai uh, coboară. Și evident când va uh, urca. Bia. Hai la BRD, multă lume are pierdere mari pe BRD, deocamdată am dat un target al acestui mini swing pe H4. Se pare că da, văd că a fost deja o corecție. Poate să mai coboare puțin. Ar fi un subval 4 dintr-un val A. Vom urca spre valul B. Poate nu chiar până aici. Poate mai jos, în jur de 61% de acest swing. Pe BRD, dragii mei, am în vedere acest scenariu. Tată o secundă să pun ăsta mai sus. Așa, da? Deci, în această zonă, în această săptămână, mă aștept ca prețul pe BRD să urce, dar nu foarte mult. Undeva prin această zonă. Haideți să dau și un target. Da? Și apoi prețul va uh, coborâ undeva mai jos, da? De valul acest punct 0 sau... Și probabil de aici preotul va urca, dar o luăm pas cu pas, că deja avem prea multe săgeți. A, ah, și eu de aici vom urca spre C din 4 și tot așa. Da, cam așa aș vedea, nu vă mai complic cu litere, cu cifre, cu Eliot. că uh... da, sper să vă mai, mai stați mult pe canalul acesta. <găt> Să nu vă pierde, atât că avem și aici un suport foarte frumos. Aș vedea un valul 4 aici. Acest lucru îl vom șterge. Facem o leacă de curat. Deci, pentru următoarea săptămână și chiar această lună, septembrie pe BRD, am în vedere cumva acest scenariu. Evident că piața face ce vrea ea, și nu ce vrem noi. Dar vom monitoriza cu atenție pas cu pas evoluția prețului, să vedem ce scenariu. Eu am dat aici, țineți, cel mai simplu scenariu posibil, da, dar el poate să facă un pattern complex, de lungă durată, să fie destul de uh, greuț. Dar eu l-am rezumat la foarte simplu, vom vedea pas cu pas și vom urmări să gândim înaintea pieței. Ia să vedem ce mai avem noi aici. Mai important, BVB-ul l-am făcut, BRK-ul l-am făcut, Clai, nu știu ce, la la, nu prea cărăcă. Digi, a fost întrebat de el, hai să vedem. Digi, o secundă. Ne mutăm cu jucările, nu a vrut efectiv să întoarcă. Așa că atât timp cât prețul nu îmi trece de această linie, observați că am și dat semnal de long din această zonă, prețul nu a crescut și uh, mă bucur, sper că nu a intrat nimeni long pe Digi pentru că semnalul meu de intrare era aici. Prețul nu a mai ajuns, așa că vom șterge și așteptăm o reacție a prețului care într-o primă fază, cel mai simplu și mai banal semnal de intrare long ar fi ca prețul să treacă de această... Ia uite ce frumos am făcut eu aici. Să treacă de această linie superioară a triunghiului sau practic a liniei de trend. dar Vom vedea evident ce va face prețul. Dacă prețul va sparge această linie, vom pune și noi 4 aici, vom avea un pattern WXY, dar deocamdată haideți să vedem azi e duminică, deja e 7, mâine, luni, mâine luni, marți, miercuri vom vedea, rețineți acest scenariu. O punct de intrare l-aș da aici, pentru cei conservatori care nu le place să riște. Uite am să pun și longul. Ar fi ceva de acest gen. Opa am dat și un target al valului 5. Așa că iată că avem un risc de, uh, cel de 3.22. Asta înseamnă că profitul meu. Dacă prețul va merge pe direcția mea. Profitul meu va fi de 3 ori peste 3 ori, uite, am dat al doilea target, ori ori, vedem ce va alege piața. Profitul meu este de 3 ori mai mare decât uh, potențiala pierdere, dar, de exemplu, intru și îmi propun să pierd, nu știu, 5.000 de ron. Dacă stop loss-ul meu e de 5.000 de ron, înseamnă că am pot să câștig cel puțin 100 sau mă rog, 15.000 de ron, deci 150 de milioane vechi, da? Deci pe uh, Digi am în vedere acest uh, scenariu și un target, dacă prețul sparge această de trend, va fi undeva la 52,4 uh, ron. Hai să vedem ce mai avem. Deja avem 29 de minute, am zis că vă face video doar de 30. EBS. Mi-a urmat în tocmai prețul, întocmai, pardon, prețul mi-a urmat în tocmai analiza. Ia uite ce frumos s-a a crescut. Am în vedere o corecție undeva în această zonă. Da? O corecție din nou, o creștere. Iată ce frumos am dat acest long. Cine știe când am analizat o creștere frumoasă de 13%. Ia să vedem și ziua. Începând cu 5 septembrie, chiar de luni. De când am început școala, iată, într-o săptămână, 13%, da? Cine a intrat pe analiza mea a câștigat până acum, cât am spus, 13% și am în vedere acest, acest scenariu, da? Corecție și din nou creștere. Ce mai vedem noi pe ceea ceva mai important? Fondul, proprietatea. Deocamdată, sub nicio formă, nu vrea să treacă de acest dublu top, da? Așa că noi avem răbdare să sperăm ca prețul să nu treacă de această zonă de la 1,9 Ron. El stă pe loc în această zonă, doarme și când își va recăpăta puterile, teoretic sau mai bine spus, tehnic, da, conform lui Elliott, Wave, ar trebui să spargă și să urce, probabil în această zonă sau mai jos, vom vedea când prețul va urca. Deci puteți să puneți un buy stop, măcar mental, o alarmă acolo, da, o alertă sau o alarmă să vă anunțe când să cumpărați. Uite, cam așa. Da, și atunci puteți să spuneți brokerul cumpăr acum de X bani sau X acțiuni riscul ori să fie la ultimul minim, ceva de acest gen. Poate nu v-ați dat seama, dar vă dau și intrări și ieșiri, unde să intrați, unde să ieșiți. Nu mai vedeți asta absolut nicăieri în România. Niciun broker nu dă așa ceva, nici măcar în analizele brokerilor care le primiți zilnic și mai ales să folosească și Elliot Wave. Da, și totul este gratuit din partea mea, în momentul când vor introduce opțiunile, voi face și eu un abonament. Atunci au cine dorește să mă plătească, va primi intrări și ieșiri și long și short. Da? Cum fac, de exemplu, acum, dar mai avansat. Ia să vedem ce mai avem pe aici. Asta nu știu ce mai este. Hai! Hai să vedem ce face. Hai! Hai, hai! Ia uite, high-ul nostru a spart trend de trend, a trecut de această zonă, am dat semnal de intrare la 1.67 cu stop lossul în această zonă. Tehnic ar trebui ca prețul să urce, cine a intrat deja, acum este pe profit. Targetul meu pe high ar fi undeva la 2,14 sau undeva în această zonă. Prețul a trecut și de linia superioară a pitforcului, așa că, din punctul meu de vedere, ar trebui să urce și cine a intrat bine a făcut. Dacă eram pe crypto sau pe Forex sau pe CFD-urile americane, vă sfătuiam să vă fi ridicați stop loss-ul și acest lucru o să vă învăț pe, la opțiuni, care să sperăm acolo să avem levier și acolo să tranzacționăm cu stop loss, că altfel îți pierzi banii în câteva zile toți banii din cont. Acolo chiar că trebuie să știi analiză tehnică, că altfel nu ai ce căuta pe opțiuni, pe intrări short, pe CFD-uri, pe Forex, pe Crypto, pe BVB mai simplu. Ai trântit niște acțiuni acolo, dacă prețul scade în fiecare lună din salar, investești, nu știu, 10-15%, dar și în fiecare lună cumperi ceva, bărțești media, e mai simplu, dar uh, nu totdeauna dă rezultat această strategie pentru că am avut uh, niciodată, în primul rând nu recomand să cumpărați pe scădere da? și am avut colegi de ai noștri care mi-au dat dreptate și la un moment dat au cum, cumpărat pe scădere, a cumpărat pe scădere ca așa, a participat la un curs da, unui trainer, da, a unui consultant și la un moment dat a rămas și fără bani și piața a tot căzut, a tot căzut, s-a trezit cu minus 60 bani, pierdere în cont și era o sumă mărișoară de bani. Da? Mai degrabă cumperi pe creștere sau măcar când știi că prețul întoarce, dar un consultant financiar în viața lui nu o să vă spun așa ceva pentru că, dintr-un simplu motiv, habar nu are. Bun. Dar comision este destul de mare, vă spun eu. Da? Dacă mergi la un consultant financiar, te jupoaie de bani. Și aș putea da exemple negative, dar nu este treaba mea. Eu nu critic pe nimeni, văd de bucățica mea. Opa, nu ofert. Nu știu ce e aici. Ah, uite, valul 2. Nu știu ce caut această O secundă mică să mă dumiresc și eu. Ah, avem, gata, m-am prins. Avem din nou un subval sub 1, un subval 2. Da, gata. La fel ca și la celelalte companii, am dat semnal de long pe Norofert, undeva în această zonă, când prețul va sparge. Deocamdată, linia de tren a funcționat absolut impecabil. Prețul nu a trecut din potrivă, a coborât. Această... Hai să șterg acest lucru, că nu-i văd dintre rolul. Da, și cu aceasta și finalizăm că am 36 de minute um, n -n -n -n, ce vreau să spun a, pentru traderii conservatori, eu am dat o intrare de lung la 8.59 cu un stop loss la ultimul minim, deocamdată observați că aici nu, prețul nu a crescut să avem în vedere dacă prețul va ajunge și va trece da, atunci se invalidează cumva, voi găsi un alt scenariu, oricum voi muta 2-ul undeva aici, acest doi se poate plimba până în linia albastră, da, dar voi găsi un alt scenariu. Deocamdată, haideți să vedem ce va face prețul, ori va sparge aici, ori va sparge linia de trend, altă șansă nu, al treilea scenariu nu există, pentru fiecare scenariu, fie sus, fie jos, vom găsi din nou altă... Punem ce frumos aici, da? Și mă aștept la o creștere. Văd că am dat și un target undeva la 11 ron, rand number, corecție și din nou o creștere. De, abia aștept ziua de mâine, ziua de marți, să vedem uh, ce am analizat astăzi, dacă prețul va merge pe direcția mea și va sparge în sfârșit, dar ne uităm și în ograda americanilor, da, să vedem ce fac ei, pentru că România este foarte influențată de evoluția economică a Americii, da, știm foarte bine că dacă America strănută, bursa americană strănută, în România intră, se îmbolnăvește grav, da, suntem micuți, încă avem 3-4 milioane pe zi rulaj, la unguri au vreo 11-13 milioane, polonezii cred că 80-100 rulaj zilnic, și cam atât, dragii mei, cam atât a este, am mai pus și eu încă 7, 8, 9 companii pe lângă ce mi-aș voi să nu vă las chiar așa cu 4, 5. Nu pot decât să vă doresc pentru cei care mă vor urmări în această seară să le doresc o duminică relaxată, plăcută, vizionare plăcută probabil pe, nu știu, Netflix. Pentru cei care sunteți noi pe acest canal, vă invit să apăsați pe acest buton roșu, abonează-te și apoi pe clopoțel, pentru ca YouTube-ul să vă anunțe ori de câte ori eu postez un video. Cine dorește să ia exemplul lui Marius Cristian și să apese pe acest buton și să aleagă o super mulțumire, îi mulțumesc că a anticipat. Da? Și acest uh, gest de a cumpăra super mulțumiri va susține direct analiza tehnică BVB. Vreau să-mi spuneți: dacă simțiți o calitate a sunetului mai bună decât în celelalte videoclipuri na, Ar trebui să simtă deși nu respect în totalitate pentru că ar trebui ca să am fața direct către acest filtru. Eu cumva vorbesc în față pentru că având două monitoare nu am cum să-l montez, dar sunt convins că ar trebui să se audă mai bine, indiferent de poziționarea gurii mele. Și ce să mai spun dragii mei, aștept să a, ah, și cel mai important cine dorește și vă rog eu frumos dați-mi un like măcar pentru efortul ca de a face acest video duminică la ora pardon 7 și un sfert să pentru acest gest măcar să mi dați un like și să înscrieți în comentarii ce ați vrea să mai analizez la următorul meu video și vă doresc o săptămână superbă. Spor la bani. Doamne ajută să crească America, să creștem și noi. Dacă nu să avem grijă cu banii din portofel, că nici nu știm ce vremuri va vor veni și să fim precauți cu bursa, să ieșim la timp, dar sperăm ca ea să crească, așa cum a spus eu undeva, până la sfârșitul anului să Indicele american s-a acel 5400. Am și eu o uh, bulină acolo, dar încă sper că America să crească conform analizei tehnice. Ne auzim cu bine la următorul meu video. Aștept comentariile voastre, like-urile voastre și uh, spor la bani. Toate cele foarte bune!